Statul a îngenunchiat în fața lui și a apropiaților săi, mulți dintre ei cu legături la cel mai înalt nivel al statului paralel. Este cazul lui Alin Nicolae, patronul Oscar Downstream, un om protejat de oameni din serviciile secrete. Revelator, păcat că n-am văzut toate episoadele, dar o să le cer. Cu spovedania lui Rizea, să știți că m-a ajutat mult să închid niște elemente de fază. Miliardarul fără chip și asociații săi au pus la cale o afacere păguboasă pentru statul român. Cum au încercat afaceriști și oameni care trebuiau să protejeze România să ia de la statul român companii pe nimic? Cine avea de câștigat și ce șpăgi se dădeau pentru protecție? De ce s-a ajuns la amenințări cu moartea în stil mafiot? Aflați totul într-o înregistrare explozivă care dovedește pactul între oamenii din servicii și miliardarii României, exclusiv la Culisele statului paralel, de la ora 18, cu Anca Alexandrescu.